Bucureștenii care nu au ajuns pe Valea Prahovei sau la Rânca au reușit să se simtă și ei bine. Asta pentru că s-au dus în alte părți. Cei drept nu s-au dat cu schiurile, nici cu placa, nici cu săniuța, ci cu patinele. Robert Kiș este la un patinoar în aer liber și nu este singurul de pe gheață. Bună, Robert! Bun găsit! Într-adevăr, bucureștenii au venit în număr foarte mare astăzi la patinoar. Asta pentru că mulți dintre ei spuneau că e o ocazie foarte bună să scape puțin de caloriile adunate în perioada sărbătorilor, atunci când masa a fost bogată și s-a mâncat destul de mult și de gras. Și acum au venit să dea jos din ceea ce s-a acumulat atunci. Pentru copii este o mare distracție, așa cum se poate vedea. Mulți dintre ei astăzi învață, alții se dau destul de bine pe patine, chiar dacă au mai căzut, s-au ridicat și au mers mai departe. Practic asta e o regulă în patinaj: ai căzut, te ridici și mergi mai departe. Așadar, foarte multă distracție, voie bună, gheață, vremea este frumoasă și ziua liberă, iată, pe care o au și copiii care sunt în vacanță, însă și părinții care mai au liber până pe 6 ianuarie, este fructificată aici într-un mod plăcut pe patinoar. Mulțumim, Robert! Dacă